Și mulțumesc că sunteți prezenți la această conferință de presă, având ca subiect Brașov, capitală verde europeană. În 2020, brașovenii au ales ca Brașovul să devină capitala verde a României, iar demersurile noastre din ultimii 2 ani și jumătate au adus foarte multe proiecte, foarte multe inițiative în direcția aceasta, a sustenabilității, a unui oraș cu o calitate a vieții crescută și a poziționării Brașovului drept pionier și deschizător de drumuri în implementarea politicilor verzi. Surpriza pe care am avut-o participând la evenimente organizate la nivel european a fost că lucrurile pe care le facem noi la Brașov sunt de fapt modele de bune practici pentru orașe din întreaga Europa. Am participat la conferințe și evenimente în care orașe se lăudau cu transformarea unei clădiri publice sau unei grădinițe în prosumatori, în producătoare de energie verde. Iată că la Brașov noi avem 27 de unități de învățământ care sunt prinse într-un proiect de finanțare europeană pentru astfel de transformări. Brașovul își dezvoltă propriul parc fotovoltaic și suntem aproape, asta însemnând un univers de timp mediu, în următorii ani de zile, suntem aproape de a deveni independenți energetici pentru tot ceea ce înseamnă consumul pentru sursele publice. Toate aceste lucruri poziționează Brașovul într-o avangardă europeană a orașelor care sunt sustenabile și care implementează politici verzi. Era absolut normal ca aceste ambiții să ne pună pe o hartă a orașelor care concurează pentru acest titlu de capitală verde europeană. Au mai fost anterior demersuri făcute de orașe românești, singular, punctual, în diversi ani, de a candida pentru acest titlu, însă ele nu au fost continuate, nu au fost un demers susținut pe parcursul a mai multor ani. Brașovul are acum o strategie, inclusiv pentru această candidatură. Am depus dosarul în 30 aprilie, atunci când românii se pregăteau de grătare și de 1 mai în primărie, duminică, să lucra la depunerea acestui dosar. A fost o muncă pe parcursul mai multor săptămâni, o muncă susținută, pentru că toate criteriile de evaluare, criteriile tehnice, acoperă un spectru foarte larg. Am avut de răspuns la probleme privind calitatea aerului, managementul deșeurilor, calitatea apei, reziliența și adaptarea la schimbările climatice, capitole foarte importante pentru tot ceea ce reprezintă sustenabilitatea. Răspunsul la aceste capitole l-am dat într-o echipă numeroasă care a combinat experții din administrație publică cu voluntari și mă bucur că pe fiecare capitol avem lucruri cu care să ne mândrim. E foarte important de spus că acest titlu nu se acordă doar luând în considerare prezentul, ci un continuum care pornește din trecut, problemele din trecut, felul în care strategiile și măsurile sunt aliniate pentru a răspunde acestor probleme și totodată coerența unei strategii de dezvoltare pe anii următori. Chiar dacă Brașovul s-a confruntat și încă se mai confruntă cu probleme pe mediu, faptul că avem planuri, strategii și măsuri concrete pentru a le adresa constituie puncte forte ale acestei candidaturi. Din punct de vedere al procesului, candidatura aceasta trece printr-o fază tehnică ce se va încheia în luna iunie, în urma primei etape de evaluare, care este efectuată de către experți independenți. Se vor califica în finală un număr restrâns de orașe, urmând ca etapa a doua, care va dura până în luna octombrie, când va fi anunțat câștigătorul pentru Capitala Verde Europeană 2025, etapa a doua să ia în calcul mai multe aspecte, care țin de implicarea comunității, de expunerea internațională, de capacitatea unui oraș de a deveni model la nivel european în privința politicilor verzi. Ori în tot acest demers este foarte important mândria noastră a brașovenilor să fie aliniată cu această ambiție de a candida și de a deveni capitală verde europeană. Cred că este, dincolo de titluri care ne-ar onora, este foarte important să începem acest demers, să fie un demers condus împreună cu comunitatea și un demers din care să câștigăm la nivel de calitatea vieții an de an prin implementarea măsurilor. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Am vorbit despre calitatea aerului în urmă cu 3 ani vorbeam despre Brașov, cel mai poluat oraș din România din punct de vedere al calității aerului. Ce s-a întâmplat între timp de candidăm pentru Capitala Verde Europei? Între timp am avut măsurile prevăzute în primul plan integrat de calitatea aerului. Avem acum toate studiile și planul actualizat pentru noul demers, pentru următorii 4 ani de a ajusta calitatea aerului în Brașov. Tot ceea ce am făcut, mai ales în ultimii 2 ani și jumătate, în privința transportului public și a tuturor măsurilor cuprinse în plan, au scos Brașovul de pe lista de infringement cu privire la PM-uri, la microparticule. Încă avem discuția deschisă și capitolul deschis de către Ministerul Mediului pe oxizi de azot. În luna mai vor fi discuții cu Comisia Europeană, astfel încât pe noile date Brașovul să fie și el eliminat de pe această listă.
Este un demers continuu și e foarte important ce facem an de an și în fiecare zi. Important este că măsurile luate și felul în care brașovenii susțin aceste demersuri au dus la scăderea datelor, la scăderea măsurătorilor care ne-au dus în infringement. Deci din punct de vedere al măsurătorilor pe microparticule, nu mai suntem în cazul de infringement.